crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea pentru 1600 de euro. Mergem la Câmpina, ne așteaptă Sonia. Bună dimineața! Bună, Sonia! Hei! Bună dimineața! Bună ce dimineața. Faci, Sonia? Ce să fac? La serviciu sunt. Bravo, excelent! Excepțional! Ce lucrezi? Economist. Bravo! Tare de tot! Gata, și câți bani. Economiști sunteți voi acum în birou? Da, dar unul. Doar tu ești? Da, și cu... da, dar eu sunt. Și o bursucă la contabilitate. Da. La serviciu financiar. Da, cine da financiar contabilitate, da. Nu te duci prin alt birou să faci o echipă? Încerc. Încerc să mă duc la colegii de la proiectare. Așa, ce du-te peste ei. Bună dimineața, colegi. Avem timp. Spune-le. Eu sunt în direct la Europa FM la concursul Dublu sau Nimic. Ca economist înțeleg valoarea acestui concurs. În schimb unei tratații corecte cu pizza și prăjiturele, să mă ajutați un pic. Da. Și pui pe speaker. Poate. Alo? Sonia, mai ești cu noi? Alo, da, sunt în direct, dar nu este nici la etajul 1. Măi, sigur niciun că... coleg să mă ajute, așa că merg singură. Eu zic că la etajul 2. Eu zic să le faci reclamație. Bă, nu-i posibil așa ceva. Ești sigură că mai... lucrează firma? Exact. Lucrează, dar mai sunt prin secție plecați colegii, da? Nu, faci referat frumos. Era 9 da. Fără 20 de minute, ții minte că așa. Cum am fost la dublu sau nimic, nici un coleg în toată prăvălia să-mi dea o mână de ajutor. Nu-i posibil așa ceva, e strigător la cer, vă rog să luați măsuri. Mamă, dar prăvălie mare acolo, câte etaje, etajul 2, câte etaje aveți? Poftii, doar 2 etaje. Aha. Sonia, gata. Uită gata. Tot, liniștește-te, găsește-ți un loc unde să nu pierzi semnalul. Și asta da. E. Ești pe cont propriu, până la urmă, oricum tu iei deciziile în concursul ăsta, poate mai rău te încurcau, iau așa. E ok? Ok. Bine, hai să începem. Stai mă puțin, hai ești mă ok? Începem. Sonia, ai suflu, ai tot ce trebuie, că a alergat prin clădirea. Da, am coborât, am urcat, nu. Deci rămân singură. Gata. Mergem pe varianta solo. Hai să începem. Multă baftă, Sonia. Mulțumesc frumos. 200 de euro. Sonia, pentru 200 de euro în această dimineață, spune-ne ce este un țapinar. Un țapinar, cred că este un animal. Depinde cât bea. Un animal cu țapi. Da. Nu da. Chiar. Nu, țapinarul era și o trupă. Da. Țapinarii. Țapinarii, da, e trupă. Da. Păi și ce, dacă era trupă, nu puteau fi animale? Sau cineva care două țeapă? Ne, nu. Ăla e țeapinar. Țeapinar, da. La voi, în zona acolo, la Câmpina, cred că sunt, să știi, bine mai sus, spre Brebu, spre Doftana, în partea aia. La Doftana, sigur, pe Valea Doftanei sunt țapinari. Da. Da. Sunt... da, din păcate. Bipezi. Da. Țapinari domestici. Da, țapinari da. Domestici. Unii au blană mai mare, pe cap alții nu mai au deloc. Sonia, țapinarii sunt... țapinarul este un muncitor care lucrează cu țapina în domeniul forestier. Și da, am crezut că da. Te-am nimerit bine, fiind din Câmpina, cu întrebarea asta. Da, da, din păcate nu. Pentru un concurent nu. Din Mangalia am așteptat da. Să fie mai greu. Nu știu dacă e codul ocupațiilor din România. Da, sigur. Meseria probabil că este. Da, din păcate da. Nici păduri nu mai sunt cum erau pe vremuri. Aia. Când a învățat așa. Luca ce înseamnă țapinar, da. Asta i-a trecut timpul. Da, ok, mulțumesc frumos. Aia, cu drag, Sonia, știi bancul cu concursul de tăia păduri cu piticul? Nu. Mare concurs de tăia păduri și vine neamțul și taie 1000 de metri cubi într-o oră și juriul zice, senzațional, Hans, cum ai reușit performanța asta? Păi zice, eu toată ziua sunt pe munții Pădurea Neagră, tai păduri, cu asta mă ocup. Extraordinar. Cred că l-am ascultat, am auzit bancul ăsta prin clasa 6. Așa? Bine, vine al doilea și ultimul e un pitic mic, vine și se apucă la sparlene și sparge 10.000 de metri cubi într-o oră, îi doboară pe ilalți. Și ea zic, mă, piticule, dar cum ai făcut tu să reușești tu asemenea performanță? E fabulos. De unde ești tu? Din Groenlanda. Din Groenlanda nu sunt păduri. Păi da. Nu mai sunt păduri. Dublu sau nimic. Cel
cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.